Un bărbat în vârstă de 87 de ani din municipiul Călăraș a încercat să-și pună capăt zilelor pentru că nu a mai suportat durerile provocate de o boală apărută la stomac. Bărbatul a inhalat o substanță toxică existentă într-un spray de muște. Acesta a spart tubul cu un cuțit deasupra unei candele, iar gazul emanat a produs deflagrația care s-a soldat cu prăbușirea acoperișului. Bărbatul a fost prins sub dărâmături, însă nu a suferit răni grave. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale SMURD, descarcerare și CPRN, ale ISU Călăraș și echipaj ale poliției. Primăria municipiului Călăraș, printr-un comunicat, a transmis că va căuta o soluție pentru cei rămași fără adăpost. În această dimineață, în urma unei deflagrații, o casă de pe strada București, zona ISU Călăraș, a fost grav afectată. Imediat, o echipă a primăriei municipiului Călăraș și a Direcției de Asistență Socială s-a deplasat la fața locului. Ulterior, în urma unei ședințe de urgență convocată de primarul Daniel Ștefan Drăgulin, s-a stabilit găsirea de urgență a unei cazări temporare și punerea acesteia la dispoziția familiilor care locuiesc la acea adresă. Au fost identificați 15 adulți și 5 copii. Propunerea, în următoarea ședință a Consiliului Local, acordării unui ajutor de urgență în bani, acordarea de hrană din partea cantinei de ajutor social pentru o perioadă de 7 zile cu posibilitatea de prelungire. Îndepărtarea molozului rezultat în urma prăbușirii locuinței. Se arată într-un comunicat transmis de Primăria Municipiului Călăraș. Conform informațiilor transmise de către reprezentanții Primăriei Călăraș, se pare că în locuința trăiau 15 adulți și 5 copii care au rămas fără un acoperiș deasupra capului.